Finală intensă în Cupa Moldovei la mini-fotbal. Formația Volta Chișinău a cucerit trofeul după o partidă dramatică cu cei de la FC Troița, decisă după minutele suplimentare. Favorită înaintea finalei, Volta s-a chinuit cu surpriza acestei ediții, gruparea din Troița. Meciul a fost foarte echilibrat și după minutele regulamentare, scorul pe tabelă a arătat 2-2. Cele două formații au înscris fiecare câte un gol pe repriză. Au urmat două reprize suplimentare, iar Volta s-a dezlănțuit și a marcat de alte două ori. A înscris Andrean Apostol, care a devenit golgheterul turneului cu 8 reușite, și veteranul Anatolie Doroș, autorul la două goluri în finala de astăzi. FC Troița nu a capitulat și a reușit să dea replica cu un gol marcat în cea de-a doua repriză adițională, dar nu a fost suficient. Volta câștigă cu 4-3 și cucerește pentru a doua oară în istorie Cupa Moldovei la mini-fotbal după trofeul din 2022. Cel mai bun jucător al turneului a fost desemnat Andrei Stratan, jucătorul celor de la Volta, adunând 5 goluri și oferind alte 7 pase decisive. Emoții bune, un meci de mire pentru o finală, băieți au luptat, noi am luptat. Greșeli din alte împărți, dar bucuroși că am învins. Important, victorie pentru echipă. De partea cealaltă, FC Troița s-a declarat dezamăgită că nu a putut câștiga cupa. Мы очень расстроены. Все-таки верили в эту, так сказать, в это чудо, в эту мечту, что мы можем доказать. Расстроены, но с другой стороны, мы, наверное, подарили огромное количество позитивных эмоций нашим болельщикам, нашим родным, любимым. Хоть второе место, но это победа. Cele două formații au primit medalii, cupe și premii bănești din partea Federației Sportive Naționale de Mini-Fotbal din Moldova. Volta! 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 Volta!